Între timp, Ucraina își întărește pozițiile la frontiera de nord. Forțele ucrainene staționate în apropierea graniței cu Belarus spun că se pregătesc pentru un posibil asalt rusesc de pe teritoriul țării vecine. Militarii staționați în regiunea Cernigov supraveghează atent frontiera, înfruntând bombardamente rusești intermitente. În zona punctului de control Senkovka, numit de localnici și cele trei surori, se învecinează granițele Ucrainei, Belarusului și Rusiei. De aici, chiar la începutul războiului, tancurile ruse au pătruns pe teritoriul ucrainean și au ajuns la Cernigov, unde au întâmpinat o rezistență înverșunată. Întărirea frontierei de stat, precum și amenajarea inginerească, au scopul de a preveni invazia. Dar dacă se repetă, atunci trebuie să fim gata să oprim inamicul pe linia frontierei de stat pentru a-l împiedica să avanseze. La 30 de kilometri de granița cu Belarus se află Gorodnia, primul oraș ucrainean care a fost ocupat de armata rusă în dimineața zilei de 24 februarie. Potrivit primarului localității, acum orașul este mult mai bine gândit pentru un posibil atac decât în prima zi de invazie, când țara a fost luată prin surprindere. Desigur, există o astfel de amenințare, pentru că situația din Belarus este imprevizibilă. Acolo staționează trupe rusești. Noi știm asta, toată lumea știe asta. Comportamentul conducerii de la Minsk este complet de neînțeles. În pofida amenințării reale, localnicii nu vor să creadă în posibilitatea repetării scenariului din februarie, așa cum nici atunci nu au crezut în posibilitatea unei invazii militare din partea vecinilor lor. Trăim la frontieră, suntem popoare frățești. Fratele meu este în Belarus, sora mea la Moscova. Nu pot să-mi explic, suntem popoare frățești și suntem pe diferite părți ale barecadei. Desigur, vreau ca totul să se termine cât mai curând posibil. De la începutul războiului, Belarusul a servit drept bază pentru trupele ruse. Anterior, Alexandru Lukashenko a spus că până la 9000 de soldați ruși și aproximativ 170 de tancuri vor fi transferați în Belarus ca parte a unui grup regional comun de forțe pentru protejarea granițelor, persistă îngrijorarea că liderul autoritar de la Minsk ar putea fi de acord să trimită trupe belaruse în sudul Ucrainei.